Uniunii Sovietice erau 72.768 de persoane, deci de două ori mai mult decât puteau să încapă în acele... Ucraina. Nu, Ucraina cu seamă. Deci de ce ești bucovinenii noștri, fiind pașnici, dorind să trăiască într-o țară liberă, se ocupe liber, fără anumite presiune de ocupația lor firească, de a crește pâine, deci au fost puși într-o așa o situație că mulți din ei au dorit să treacă frontiera, să treacă în România. Probabil că aici cifrele sunt concrete, s-au vorbit și acum se mai discută în jurul lor câte jertfe au fost la Fântâna Albă, câte jertfe au fost la Lunca, încercările de a trece frontiera și fericiți au fost doar numai 500 care au reușit să treacă în patria mamă. În cazul dat vreau să spun că chiar și aceste, probabil că autoritățile sovietice au creat așa ca, condiții ca prin riscul acesta al populației să ducă tot la nimicirea populației băștinașe. Fiindcă sunt diferite metode de a nimici băștinașii ca aici să vină alte populații. Același lucru vreau să vă spun, se întâmplă, se intenționează să se facă acum în Crimeie. Deci acolo de cum s-au vorbit în Rusia că poftim, noi în Orientul îndepărtat sunt locuri pustii, deci oamenii pot activa, pot crea acolo întreprinderi, pot... Dar Rusia e mare, poți mai elibere de terenuri în mijloc și trebuie să meargă acolo. Nu, anume de acolo spus, anume de acolo, de doar înțelegeți, rusii de acum, din punct de vedere lingvistic, doar specialiștii, așa este limba rusă care se vorbește pe teritoriul Rusiei și este limba rusă care se vorbește în afara granițelor Rusiei. Deci de acum și aici fac diferență. Sunt dolari americani în America și dolari în... Chiar și populația, dar nu vorbesc că sunt rus, dar vorbesc că persoanele care rusofone, adică care vorbesc limba rusă, deci nici nu îi consideră și lumea trebuie să-și dea seama de aceasta. Bine că tătarii s-au împotrivit și au spus că noi nu vrem a doua deportare în Rusia. Trebuie să luăm exemplu. Da, au trecut atunci într-o oră. Nu, cifra asta 500. 500 atunci, în bune, primăvara. În Lunca, la Fântâna. La Lunca și la Fântâna. După cât eu cunosc date, la Lunca... 57. Au spus prima multe este istorice. Dar la Fântâna Albă tot puțin eu mărți. Și atunci nu a trecut nimeni în 108. 108. Mai înainte. Orice caz... 108-57? Treceau câte unul, dar așa în grupuri, când formeau, nu au trebuit la grupurile, tot timpul așa. Orice caz, după cum vedeți... Multe curte în grupuri, sunt individual. Vorbind astăzi de situația care se creează și comparând-o cu tragediile cele care le-am avut noi aici, în Bucovina, vedem că câte de chiar și... Atunci doar și istoricii români au enumerat câte tratate internaționale a încălcat Uniunea Sovietică acapărând aceste teritorii. Acum putem vorbi câte tratate internaționale încalcă Rusia intrând în Crimeie. Deci, de aceeași comportare. Și acum e, deci, garanție, principalul garanție, statele garante, cum înțelege situația din 41 când, sau 40 când România nu avea garanții.
Dar acum un stat liber care singur s-a dezis de arma nucleară și având patru garanți internaționale care se asigure integritate teritorială, se asigure liniște și pace, deci singur calcă acest tratat. Așa ceva în istorie n-a fost și probabil acesta e un precedent nemaipomenit, fiindcă atunci și Iranul poate spune, și Pakistanul, și Coreea de Nord, zici că noi nu avem nevoie de asemenea garanții. Deci acesta duce, o situație duce la cel de-al treilea război mondial.